Bună seara, doamnelor și domnilor, este ora 18, bun găsit la știrile TV Bistrița. Guvernul a hotărât concediul maternal se reduce la un an cu o indemnizație de maximum 3.400 de lei. Decizia a fost luată în cadrul ședinței executivului de ieri prin adoptarea unei ordonanțe de urgență. Atât patronatele cât și sindicatele se opun acestei modificări. Noile modificări vor fi aplicate pentru copiii născuți după data de 1 ianuarie 2011. După un an de concediu, statul va acorda părintelui o primă pentru întoarcerea la muncă în valoare de 500 de lei lunar timp de un an. Chiar dacă a fost cu o zi după luarea deciziei finale de către membrii guvernului, reducerea concediului maternal a fost pusă în discuție astăzi în cadrul Comisiei de Dialog Social. Atât sindicatele cât și patronatele s-au opus acestei măsuri. România nu-și permite să adopte măsuri care ar duce și mai mult acest fenomen. Ca exemplu, vă dau la mine în firmă, nu știu dacă am născut anul ăsta două femei din 300. Nu știu dacă e o cifră bună sau proastă, rămâne să gândiți dumneavoastră. Nu spun că guvernul este, actualul guvern este răspunzător, însă este o certitudine că natalitatea a scăzut. 2. Înainte să luăm din nou decizii privind ceea ce înseamnă indemnizațiile și ceea ce înseamnă mamele și copiii de România, ar fi trebuit să mai dăm un studiu legat de numărul de locuri din sistemul preșcolar. Să vedem dacă există acele locuri care ne-ar facilita mamelor să ne permită să ne facem la muncă și să avem copilul într-o instituție de altfel de tip. Nou născut înseamnă nu o gură în plus de hrănit, ci un braț de muncă în plus ca forță de muncă. Dacă așa se tratează problema și noi așa vrem să o tratăm din punct de vedere a forței de muncă, noi nu agreem măsurile care să propun de a se diminua veniturile de care beneficiază mamele ce se ocupă de îngrijirea copilului pe termen de 2 ani de zile, ci, din contra, industria este de acord să susțină o activitate din partea statului care să ajute la îmbunătățirea indicilor demografice din țara noastră. Dacă ar analiza mai bine sectorul în care se pot face economii, s-ar găsi soluții mult mai eficiente și cu un impact mai puțin dur decât l-are măsura propusă. De cealaltă parte, reprezentanții ITM au semnalat anumite cazuri de abuz referitoare la concediile paternale. Cele mai multe cazuri că ei lucrează la negru. Se ia concediu paternal atunci când femeia nu are un an de zile anterior plecării în concediu vechime în muncă și atunci ia soțul. Dar pe soț îl găsim muncind la negru. Este suspendat și în același timp lucrează și la negru. Nu știu dacă mi se pare corect acest lucru. În paralel, guvernul anunță că va dezvolta în 2011 un program în vederea construirii de creșe și va contribui la adoptarea legislației cu privire la bone și la perfecționarea legislației referitoare la tichetele de creșă. Premierul Emil Boc a mai subliniat că niciun beneficiar al actualului concediu de 2 ani nu va fi afectat de această ordonanță. Se scumpesc din nou carburanții, deși în urmă cu doar 4 zile OMV Petrom a operat majorări de prețuri la tipurile de combustibil oferiți, astăzi agentul economic revine cu o nouă modificare a tarifelor. Compania OMV Petrom a majorat prețul de referință la benzină cu 8 bani per litru și la motorină cu 6 bani per litru potrivit agențiilor naționale de presă. Litrul de benzină premium fără plumb 95 costă 4,82 de lei, cel mai scump sortiment însă este OMV Carrera 100 care ajunge la 5,62 de lei per litru. De asemenea, benzina top premium fără plumb 99 plus este 5,20 de lei per litru, iar sortimentul de benzină OMV Carrera 95 costă 4,96 de lei. Un litru de motorină ajunge la 4,86 de lei. Cel mai scump sortiment de motorină oferit este OMV Alpine Diesel, care ajunge la 5,20 de lei pe litru, iar cel mai ieftin este Euro Diesel 5 cu 4,66 de lei pe litru. Ultima modificare a prețului carburanților a fost operată de Petrom în data de 3 decembrie.
Dacă referitor la reducerea concediului maternal, patronatele și sindicatele au fost de aceeași parte a baricadei, când a venit vorba de modificarea codului muncii, lucrurile au stat altfel. Dacă sindicaliștii au fost categorici în a-și exprima dezacordul cu orice modificare propusă, patronatele au susținut că actualul cod este defectuos și poate suferi îmbunătățiri. Printre principalele nemulțumiri ale sindicatelor legate de modificarea codului muncii se numără și modificarea perioadei de probă pentru potențiale angajați, a clauzei de neconcurență, dar și a dreptului la grevă. Confederațiile sindicale, împreună cu confederațiile patronale de la nivel național, s-au exprimat împotriva oricărei modificări a codului muncii. Aș putea intra acum în multe amănunte privind intențiile acestui cod. Vreau doar două sau trei să vi le spun, ca să vă dați seama de ce va putea însemna dacă printr-o greșeală guvernul va modifica codul muncii așa cum propun investitorii străini. Salariații nu vor mai avea dreptul la grevă. În timpul grevei, un salariat în timpul unei greve legale, un salariat care intră în grevă, după propunerea legislativă prezentată, va putea fi locuit cu altul. Acest lucru, dreptul ca locul de muncă să fie protejat în timpul unei greve legale, ține de esența dreptului la grevă, de esența dreptului democratic la lucru. Nemulțumirile exprimate au fost legate și de noua lege a dialogului social, care include și modifică legea sindicatelor. Astfel, procentajul de membri per instituție sau întreprindere necesar pentru ca sindicatul să devină reprezentativ crește de la 30 la 50%. Dacă se dau amendamente, deci ne-am dat atât la legea educației naționale, cât și la legea salarizării unitare, amendamente au ajuns la guvern, au ajuns la nivelul Parlamentului, dar nu ne regăsim cu nicio formă. Deci, vine ideea, spunem ca voi și facem ca noi. De apară o instabilitate socială din acest punct de vedere. Persoanele noastre, adică membrii de sindicat, trebuie să se regăsească legislația care este făcută de guvern. Și ca atare, atunci, dacă un guvern vine și stabilește o lege, indiferent de care, pentru că noi ne declarăm ca echidistant, indiferent ce guvern vine, guvernul trebuie să facă legislația în favoarea cetățenilor. Reprezentanții patronatelor au vorbit în termeni duri despre actualul cod al muncii și susțin că modificările sunt necesare. Mai multe despre reducerea concediului maternal și posibila modificare a codului muncii discutăm cu invitații serii Adina Arațiu, președintele filialei județene a Blocului Național Sindical, și Doru Hodoș, președintele filialei județene CNS Cartel Alfa. Bună seara, bine ați venit! Bună seara! Doamna Rațiu, cu sau fără voia mamelor, sindicatelor, a tuturor, ordonanța de urgență, cel puțin în mod oficial, a fost adoptată de guvern. A fost vreo surpriză acest fapt, ceea ce s-a întâmplat practic aseară în urma ședinței? Nu cred că ne mai poate surprinde ceva astăzi în România. Așa cum nu ne mai surprinde nici majorarea prețurilor, nici condițiile de muncă, nici sănătatea, nici legea educației. Sigur, a sosit vremea ca și guvernanții noștri să se uite și către această categorie a mamelor. Vreau să vă spun că ar trebui să ne gândim la natalitate și la faptul că e foarte scăzută și nu trebuie să facem un studiu asupra acestor evenimente, să le spun așa, ci ar trebui să ne gândim statistic cam câți copii se mai nasc în România astăzi. Se cunoaște faptul că Uniunea Europeană are la bază un astfel de studiu și se știe că populația Europei este îmbătrânită și că nici la nivel european nu stăm mai bine. Însă România, mai mult decât atât, nu își poate permite să ia măsuri prin care să încurajeze și mai mult acest fenomen. Ca și un exemplu, vreau să vă spun de acolo de unde provin, în firmă la noi, două femei au mai născut anul ăsta din 300 câte avem. Asta ar fi una. Doi, nu-i lipsit de importanță faptul că și președinția o cunoaște, și guvernanții cunosc acest lucru și tocmai fac împotriva acestor lucruri prin faptul că de la instituția prezidențială, o comisie prezidențială prin reprezentanții săi au spus că avem o problemă pentru că peste 30 de ani nu vom mai ști cine va plăti pensiile actualilor angajați.
Deci se cunoaște problema, dar mai mult decât atât se adâncește. Drept pentru care, înainte să se ia o astfel de decizie, ar trebui să se fi gândit puțin la ceea ce înseamnă natalitate și la ceea ce înseamnă sistemul preșcolar din România. Spun și insist asupra acestui lucru. La un copil de un an nu poți să-i pui cheia în gât și să spui gata, te descurci, că ești mare. Nu avem instituții bine pregătite și specializate în acest sens. Se cunoaște și se știe că pentru a găsi un loc la creșă sau la grădiniță trebuie din timp să îți rezolve această problemă. Asta ar fi una. Și doi, acel sistem de bone. Acum am văzut, de pildă, că domnul prim-ministru are în vedere și promovarea unui sistem în ceea ce privește creșterea și aș sublinea aici, sistem public-privat ar fi foarte bine, dar nu după ce dăm decizia, adică noi aruncăm hotărârea și pe aceea ne gândim că ar trebui să facem și creșe. Eu cred că ar trebui să vină invers, să oferim cadru, să le oferim locuri copiilor dacă vrem să creștem natalitatea, nu? Și apoi să luăm decizii care ar veni să ajute și mai mult. În urma ședinței de ieri, premierul a declarat că această reducere va intra în vigoare, va fi aplicată pentru copiii născuți după 1 ianuarie 2011. Da. E adevărat. Iar acest plan de care vorbeați pentru construcția de noi creșe sau amenajarea unor astfel de spații chiar în secții de spital, din câte am înțeles, care nu sunt folosite, va fi pus la cale, să spunem, și implementat în 2011, astfel încât după ce trece practic acel an, în 2012, să poată fi folosite un număr suplimentar de locuri. Eu cred că timpul este foarte scurt și mai repet și mai spun o dată, nu mi se pare corect întâi să arunci o hotărâre de acel, o decizie de acest fel pe care vii și spui că fac creșe. Nu sunt de acord cu această chestiune și mai ales că vrem să încurajăm natalitatea. Cum o încurajăm? Sigur, domnul ministru Botiș, el este un partizan al măsurilor active pe piața muncii și întotdeauna a subliniat. El provine ca și din mediul care a lucrat, mă rog, înainte să fie deputat PDL, ca și director executiv la JOFM, și el întotdeauna asta promova, măsurile active, este foarte bine. Și ideea aceasta cu 500 de lei este oarecum lăudabilă, însă nu știu ce impact major are asupra bugetului, coroborată cu indemnizația și cu 500 de lei. Scoate România din criză? Nu știu, am rezerve. Vreau, pentru că astăzi în cadrul comisiei nu v-ați pronunțat asupra acestui aspect a reducerii concediului maternal, vreau să aud și poziția dumneavoastră, domnule Hodoș. Mai ales dacă acest plan anunțat de premierul Emil Boc de sporirea numărului de locuri în creșe stă în picioare în opinia dumneavoastră. Bun. Eu m-am exprimat în urmă cu mai mult de o săptămână în legătură cu acest lucru. Confederația noastră, confederațiile sindicale, sunt împotriva acestor măsuri de austeritate. Personal am apreciat că că perioada de 2 ani de zile nu trebuie redusă. Dacă se discută despre quantum și dacă guvernul este în stare să adune atâția bani la buget ca să plătească indemnizația, mă rog, asta este o altă discuție, dar perioada n-ar trebui să fie redusă. Pentru ziua de mâine, 8 decembrie, iată, s-a anunțat un protest în capitală al mamelor. Vreau să vă întreb, membrii sindicatului pe care îl reprezentați v-au cerut, eu știu, o măsură sau alta să faceți demersul pentru a protesta în vreun fel împotriva acestei ordonanțe? Nu știu despre ce acțiune este. Probabil sunt asociații sau ONG-uri. O participare voluntară. Suntem solidari cu orice activitate, cu orice protest liber, public. Suntem o democrație, este bine să fim activi în viața socială, da. Să ne susținem drepturile, să le apărăm. Se mai poate face în momentul de față ceva sau doar stăm și așteptăm să vedem de a veni la emisiunea noastră, l-am văzut pe Marco Bela la televizor că se pronunța împotriva reducerii la un an a perioadei. Așa că nu sunt clare încă lucrurile nici la guvern. Credeți că vor renunța? Probabil, nu știu. Dumnezeu știe.